Între timp, unii deputați încă nu au completat formularul online pentru a beneficia de suport de la stat atunci când vor achita factura pentru gaz și energie. Și în timp ce unii parlamentari au recunoscut că nu au aplicat, alții n-au dorit să ne răspundă la întrebare. Cel mai original a fost însă comunistul Vladimir Voronin, care s-a arătat nemulțumit de pensia pe care o primește. În timp ce unii parlamentari au recunoscut că n-au reușit să se înregistreze pe platformă, deputatul din partea blocului comuniștilor și socialiștilor, Eduard Smirnov, deja a făcut-o. Cu toate acestea, nu crede că are șanse de a beneficia de bani de la stat, mai spune el. Eu înregistrez-o la compensație, nu eu înregistrez-o așa, ca să fie отмечен там. Я думаю, что я попаду в группу последнюю, поэтому я не рассчитываю на компенсации. Și deputatul PAS Alexander Trupca spune că a completat cererea doar pentru statistică. Alesul poporului ne-a mărturisit că are un salariu mai mare de 15.000 de lei, respectiv nu este eligibil. Bine, eu nu sunt eligibil, fiindcă salariul este mai mare de 15.000, plus am aplicat, m-am înregistrat pentru a crea sistemul statistic, dar am bifat că nu pretind la compensații. Alții nu s-au grăbit să aplice, întrucât data limită este de 15 noiembrie, spun ei. Ați aplicat la compensații? Încă nu. Urmează, da. Și dacă unii deputați ne-au răspuns la întrebare, comunistul Vladimir Voronin, cu un venit anual de peste 320.000 de lei, declarat oficial pentru anul trecut, s-a arătat nemulțumit de felul în care este remunerat și a refuzat să ne spună dacă se va înscrie sau nu în lista celor care au nevoie de compensații pentru energie. Faceți parte din categoria deputaților care primesc o pensie mare. Va ajunge pensia pentru... Tu și ești sănătos? Da. Da? Pensie mare? Să rogești 9 ani de zile la președinție și primești 14.000 de lei pensie, asta e pensie mare, stai în curtea constituțională și nu faci nimic și primești 40.000 salarii, e mai mult, e mai bine, e mai rău, cum e? Poți să aplicați la compensații? Pentru înregistrarea cererii pe site-ul compensații.gov.md este nevoie de actul de identitate al solicitantului și al membrilor de familie, dar și de codul de identificare a consumatorului casnic care apare în factură. Totodată, pe perioada rece a anului este interzisă deconectarea consumatorilor de la instalațiile de livrare a gazelor naturale, a energiei termice și a energiei electrice.